Deschidem cuvântul Domnului în această seară la Epistola către Romani, capitolul 13, voi citi un singur verset, versetul 11. Făceam probleme dacă se vede pe monitoare, m-am uitat la ochii dumneavoastră și am văzut că priviți monitoarele, eu nu le văd astea, în fața alea nu merg de acolo, dar e important să le vedeți dumneavoastră versetele biblice. Romani, capitolul 13, versetul 11, unde cuvântul Domnului spune așa: și aceasta, cu atât mai mult cu cât știți în ce împrejurări ne aflăm. Este ceasul să vă treziți în sfârșit din somn, căci acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. Amin. Vă invit să recupați locurile. Încă de la prima cântare, în comun care s-a cântat, versurile vorbeau despre vine Iisus, despre revenirea Domnului nostru Iisus Hristos. Am observat pe parcursul slujirii și alte mesaje asemănătoare care vorbesc despre revenirea Domnului Iisus Hristos. Chiar au fost acum la final două cântări, cele ale tinerilor care au cântat, destinate exact acestei teme, a revenirii Domnului Iisus Hristos. Tot despre asta a cântat și fratele Mureșan. Și tot despre subiectul acesta aș vrea să vă predic și eu în această seară, cu ajutorul lui Dumnezeu, câteva gânduri, în așa fel încât să ne simțim motivați și încurajați, să ne ridicăm privirile în sus și să-L așteptăm pe Cel care a promis că are să revină după noi, să ne ia și să ne ducă acasă în împărăția lui Dumnezeu. Așadar, în această seară ne oprim în fața acestui cuvânt actual, un cuvânt viu, un cuvânt lucrător, rostit de către Dumnezeu în numele Domnului Iisus Hristos prin Duhul lui Cel Sfânt. De aceea are această calitate că cuvântul lui Dumnezeu nu este apus, nu-i rămas în urmă, da? Cuvântul lui Dumnezeu este permanent actual, este viu pentru că l-a rostit un Dumnezeu viu, mărit să fie numele Lui. Și îl binecuvânta Apostolul Pavel în prima lui epistolă către Timotei, la capitolul 1, versetul 17, și spunea așa de frumos: a împăratului veșniciilor, a nevăzutului, a nemuritorului, a singurului Dumnezeu să fie slava și cinstea în vecii vecilor, mărit să fie numele Lui. Din ultimul mesaj pe care l-am rostit din acest verset în urmă cu ceva timp, ne reamintim câteva aspecte, și anume: am vorbit atunci despre împrejurările pe care Apostolul Pavel le menționa. Spunea: și aceasta cu atât mai mult cu cât știți în ce împrejurări ne aflăm. Acum, asta dacă știm, că dacă nu știm, suntem dezorientați. Dar dacă știm în ce împrejurări ne aflăm, atunci înseamnă că suntem oamenii treji, suntem oamenii vigilenți. Mai înainte ca să conștientizăm că a sosit ceasul să facem ceva, trebuie să știm în ce împrejurări ne aflăm și eu am menționat trei împrejurări. În primul rând, am vorbit despre împrejurările sociale, cu recomandarea să privim la Hristos. Apoi am vorbit despre împrejurările escatologice, adică despre împrejurările care ne vorbesc despre vremurile din urmă. Exemplu, 2 Timotei capitolul 3, versetul 1, Să știi, Timotei, că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. Când? În zilele din urmă. În aceste împrejurări escatologice. Recomandarea era să ne sfințim viața. Cu alte cuvinte, simplu, să ne pocăim. Tot cânta fratele Mureșan: cum stai cu pocăința? Fiecare avem posibilitatea să ne analizăm și să ne dăm un răspuns și în consecință să luăm decizie. Apoi, o a treia împrejurare, anumit-o împrejurarea constantă a revenirii lui Hristos, cu recomandarea de a privi permanent la cuvântul lui Dumnezeu. Noi trăim această împrejurare pentru că Domnul nostru Iisus Hristos a promis că revine și până când El își împlinește această făgăduință, noi ca și biserică trebuie să fim permanent cu privirile ațintite, ridicate înspre Cel care are să vină. Mărit să fie numele Lui! Concluzia, în împrejurările în care noi suntem, a vieții noastre creștine, este important un lucru:
să înainteze Evanghelia. Spune Apostolul Pavel în Filipenii, capitolul 1, cu versetul 12, vreau să știți, fraților, că împrejurările în care mă găsesc, mai degrabă au lucrat la înaintarea Evangheliei, la promovarea Evangheliei. Da, eu sunt aici întemnițat, în lanțuri, în butuci, nu e nicio problemă. Important este altceva, lucrarea lui Dumnezeu să progreseze. Și fie ca Domnul să ne binecuvinteze pe noi, ca și biserică, ca și credincioși ai Lui, în circumstanțele vieții în care noi ne aflăm, lucrarea lui Dumnezeu să înainteze, Evanghelia să aibă câștig de cauză. Așadar, cunoscând împrejurările în care ne găsim, ele trebuie să fie pentru noi o motivație care ne determină să realizăm că a sosit ceasul. Și aceasta cu atât mai mult. Atunci când fac pauză, te rog să afișezi permanent Roman capitolul 13, versetul 11. Da? Și aceasta cu atât mai mult cu cât știți în ce împrejurări ne aflăm. Este ceasul. Este ceasul. Ce să facem? Este ceasul. Și zice și aceasta. La ce se referă apostolul când zice și aceasta? Versetul 11 nu ne lămurește. Și atunci trebuie să privim în context. Și apostolul Pavel se referea, dacă priviți versetele 8, 9 și 10, da? Zice, de exemplu, în versetul 8, să nu datorați nimănui nimic, ci să faceți ceva. Ce? Să vă iubiți unii pe alții. Deci, în primul rând, ne învață cuvântul Domnului să, ca sosit ceasul, să ne reafirmăm iubirea creștină. Apoi, în al doilea rând, cuvântul Domnului spune că este ceasul, zice apostolul Pavel, să vă treziți. Noi să ne trezim, păi să se trezească cei din lume, nu zice apostolul Pavel. Și ei trebuie să se trezească. Dar creștinii dorm? Da, uite că se întâmplă că dorm. Și atunci apostolul Pavel transmite acest mesaj și zice, este ceasul să vă treziți. Și mai este ceva acolo, zice, în sfârșit din somn. Păi cum ai mai încercat să ne trezești? Da, am mai încercat. Și acum este ceasul, nu zice să vă treziți din somn, ci este ceasul să vă treziți în sfârșit din somn. Băi, odată treziți-vă! Hai să vedem ce zice Petru. 2 Petru, capitolul 3, versetul 1, zice apostolul Petru acolo și m-aș bucura dacă aș vedea, dar nu se poate acolo. Eu parafrazez atunci, probabil nu o să zic exact cum scrie pe monitoare, dar parafrazez. Zice, băi, zice, două epistole le-am scris la preobiți ăștia mei, da? Și de ce le-ai scris două? Pentru că am un scop în aceste scrieri. Am căutat să le trezesc mintea sănătoasă. Și apoi, Petre, dacă tu le-ai scris o epistolă puternică prima dată, nu li s-o trezit mintea. Băi, zice, așa e tare, doar creștinii ăștia, de n-am reușit să-i trezesc. Și atunci ce faci? Mai insist. Și Domnul e bun că insistă și ne vorbește și ne transmite mesaje că vrea să ne trezim în sfârșit din somn. Zice, n-am în două epistolele, caut să vă trezesc. Cum face el lucrul ăsta? Transmițându-ne cuvântul lui Dumnezeu. În al treilea rând, zice, mântuirea este mai aproape de noi ca și atunci când am crezut. Adică în al treilea rând este ceasul credinței. Credința nu este punctiformă. Astăzi, peste 10 ani, peste 20 de ani, credința trebuie să fie liniară. Iar Iuda spunea că au venit vremea să ne luptăm, dar nu oricum. Nu stând spectator, nu stând pasivi, ci să ne luptăm pentru credința care a fost dată sfinților odată și pentru totdeauna. Domnul nostru Iisus Hristos se încuraja pe ucenici și ne încurajează pe noi în capitolul 14 cu versetul 1 din Evanghelia după Ioan și le spune să nu vi se tulbure inima. Tu ai recitat, așa-i? Mi-a plăcut așa de mult versetele astea recitate cu legătură între ele. Și acum când recitam eu versetul ăsta, am remarcat. Domnul să binecuvinteze pe toți cei care iubesc cuvântul lui Dumnezeu. Să strângă cuvântul lui Dumnezeu în inima lor. Dacă există ceva forță, sunt bune descrierile, anumite povești cu tâlc, cu miez, cu învățătură, toate sunt bune. Dar cuvântul lui Dumnezeu este fundamentul vieții noastre. Toate pot să stea pe cuvântul lui Dumnezeu. Fără cuvântul lui Dumnezeu sunt suspendate în aer.
Și noi ne bazăm pe cuvântul lui Dumnezeu atunci când cântăm, atunci când ne rugăm, atunci când predicăm cuvântul lui Dumnezeu. Și Iisus Hristos ne dăruiește acest cuvânt și spune să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în mine, aveți credință în Tatăl. Viața voastră trebuie să se fundamenteze pe credință. Iar în Evrei 10:35 zice cuvântul Domnului acolo atât de frumos. Să nu vă părăsiți dar încrederea voastră pe care o așteaptă o mare răsplătire. Căci aveți nevoie de răbdare ca după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu să puteți să căpătați ceea ce v-a fost făgăduit. Încă puțină, foarte puțină vreme. Și cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Dar dacă cineva dă înapoi, ce se întâmplă? Zice, sufletul meu, zice Domnul, nu găsește plăcere în el. Și foarte important concluzia din versetul 39. Zice, noi nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se piardă. Dar noi de care suntem? Din aceia care au credință pentru mântuirea sufletului. Domnul să ne binecuvinteze cu credință în ceasul credinței. Și apoi este ceasul așteptării active. De ce? Pentru că mântuirea este mai aproape de noi, mântuirea. Noi când ne referim la mântuire, înțelegem anumite aspecte. Vreau să vă spun că ea are trei faze. În urmă cu vreo 5 ani de zile am mai predicat, chiar la început, când am început să vin aici, în Biserica Betania, am mai predicat despre mântuire sub cele trei faze. Și anume are faza de inițiere sau de convertire, când mântuitul, când omul mărturisește credința în Iisus Hristos și devine mântuit, da? Apoi este a doua fază de sfințire, când el, odată ce a pășit în mântuire, își sfințește viața, trăiește în credincioșie înaintea Domnului și la final este un al treilea aspect al mântuirii și anume glorificarea. Vine Domnul, îl ia și îl mântuiește, îl duce acasă, Domnul își împlinește făgăduința și îl răsplătește pe cel care i-a slujit cu credincioșie. Mărit să fie Domnul! Așadar, în această seară, cu ajutorul lui Dumnezeu, aș vrea să rostesc un mesaj despre revenirea Domnului nostru Iisus Hristos, care reprezintă visul și aspirația fiecărui creștin adevărat și totodată și împrejurarea constantă în care noi, ca și creștini, trăim, și anume așteptăm mântuirea, așteptăm să vină Domnul nostru Iisus Hristos. De aceea este ceasul să vă treziți, zice Pavel, în sfârșit din somn. De ce? Pentru că mântuirea este mai aproape de noi acum. Și explică autorul cărții Evrei la capitolul 9 cu versetul 28 ideea aceasta a mântuirii. Și zice așa, Hristos, după ce s-a dus jertfă o singură dată ca să poarte păcatele multora, zice că se va arăta a doua oară. El vine a doua oară. Nu în vederea păcatului, că a venit odată în vederea păcatului și oamenii l-au răstignit. Acum vine a doua oară, nu să mai moară, nu ca să mai fie atârnat pe cruce, ci ca să aducă mântuirea celor cel așteaptă. Cea în primul rând, despre revenirea Domnului Iisus Hristos, în primul rând, Iisus Hristos a promis că se va reîntoarce. Iisus Hristos a promis că se va reîntoarce. Era cu ucenici împreună în Evanghelia după Matei, capitolul 14, și le-a spus, în casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus, eu mă duc să vă pregătesc un loc și după ce mă voi duce și vă voi pregăti locul acela. Auziți, un loc merge să ne pregătească, nu e o stare, da? E un loc. Se duce Domnul să ne pregătească un loc și după ce mă voi duce și vă voi pregăti locul acela, zice, mă voi întoarce. De ce să te întorci? Vin după voi. Și noi îl așteptăm să vină după noi. Pentru că Iisus a promis că se va reîntoarce. Mai dincolo de circumstanțele sociale, economice, sanitare, grele și nedorite în care se regăsește societatea pe plan mondial. Apostolul Pavel ne atrage atenția și ne îndreaptă privirile spre cuvântul lui Dumnezeu, care prin glasul profetic ne conștientizează că în împrejurările în care noi ne aflăm acum, Domnul Iisus este gata să revină după biserica sa și să o ducă acasă. Se poate întâmpla oricând revenirea Domnului nostru Iisus Hristos.
Toată biserica trebuie să știe că El a promis că se va reîntoarce și El este credincios cuvântului pe care l-a rostit. În ultima carte a Bibliei, cea de-a 66-a, la capitolul 22, ultimul capitol al Scripturii, pe ultima filă a Scripturii, Iisus Hristos vorbește despre vremea sfârșitului și spune: iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine, n-am uitat-o. Răsplata mea este cu mine ca să dau fiecare după faptele lui, mărit să fie Domnul. În aceeași carte Apocalipsei, la capitolul 3, versetul 11, bisericii din Filadelfia, Domnul îi zice: eu vin curând. Eu vin curând. Zice: păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ți ia cununa. Acum, când zice păstrează ce ai în perspectiva revenirii lui glorioasă, e foarte important să avem ceva. Oare avem ceva? Avem ceva de valoare care să ne califice pentru răpirea Domnului Iisus Hristos? Păstrează ce ai. Ce avem? Credința în Domnul nostru Iisus Hristos. Și dacă avem credință în El, avem și o viață de credință, adică o viață sfântă, o viață de pocăință. Dumnezeu să ne binecuvinteze, ca să putem să avem parte cu El atunci când El va veni. În al doilea rând, întoarcerea Domnului Iisus Hristos este un mister. Deci, în primul rând, Iisus Hristos a promis că se va reîntoarce. Problema e că nu știm când se va reîntoarce. Și El păstrează totul sub o formă de mister. El păstrează totul ca fiind o taină. Cuvântul Domnului în mica Evanghelie, în mica Apocalipsă din Evanghelia după Matei, cum este supranumită, Matei 24 cu versetul 36, zice: despre ziua aceea și despre ceasul acela știu toți? Sau numai o parte? Nu știe nimeni. Este un mister. Dumnezeu a învăluit în mister revenirea Domnului nostru Iisus Hristos. Pentru că asta ne motivează să ne pregătim pentru aceea zi. Da? Deci revenirea Domnului Iisus Hristos este o taină pentru noi, un mister. Reîntoarcerea Lui se va face și se va întâmpla pe un fond de aparentă acalmie, fără semne vizibile și spectaculoase, fără repere exacte, fără mult zgomot care să anticipeze că vine Domnul într-un anume moment. De aceea, răpirea poate să se producă oricând, pentru că ea conține elementul surpriză. Ce ziceți dacă am avea noi anumite repere? Sau clare, bine definite? Ne-am mai pune întrebarea când vine? Nu ne-am mai pune întrebarea dacă am avea anumite repere clare. Dar nu le avem reperele alea clare, pentru că așa vrea Dumnezeu să nu le avem. Și totuși, la modul general, veți vedea că avem câteva lucruri care ne ajută să înțelegem că în contextul în care noi trăim acum, perioada bisericii este pe sfârșite. De ce zic asta? Mișcările pe plan politic, social, economic, religios și militar anticipează apariția lui Antichrist, noua ordine mondială care stă să se instaureze și ne anunță implicit și declanșarea necazului celui mare, care durează 7 ani și care corespunde, conform cu ceea ce scrie în cuvântul lui Dumnezeu, cu cea de-a 70-a săptămână danielică. Săptămâna profetică are 7 ani în componența sa. Ultimii din istoria umanității în felul în care o cunoaștem noi astăzi. Potrivit cu ceea ce scrie în Daniel capitolul 9, versetele 24 la 27, s-au derulat 69 de săptămâni profetice. Aceste 69 de săptămâni profetice, spune Daniel, că s-au încheiat atunci când unsul a fost stârpit, adică ele s-au terminat la Golgota, când Iisus Hristos a fost răstignit. Ne spune tot acolo în profeție că de la darea poruncii pentru reconstruirea sau pentru zidirea Ierusalimului, da? Avem acest reper
De atunci începe numărătoarea celor 70 de săptămâni. Iar cuvântul istoric ne spune că în anul 445 înainte de Hristos, regele sau împăratul persan Artaxerxes Longimanus a fost primul care a dat această poruncă de rezidire. Ei, din momentul în care el a dat această poruncă de rezidire a Ierusalimului, s-au derulat 69 de săptămâni profetice, mai exact 483 de ani, până aproximativ în anul 32 după Hristos, anul în care istoricii spun că Domnul nostru a fost răstignit, unii se încumetă să dea și o dată mai exactă, 6 aprilie. Acum, asta are sau nu are relevanță pentru noi? E adevărat sau nu e adevărat ce zic istoricii, dar e adevărat ce zice Biblia. Până când unsul va fi stârpit, când Iisus Hristos a fost răstignit, s-au împlinit 69 de săptămâni. Pe când să înceapă cea de-a 70-a săptămână, ultimii 7 ani din istoria umanității, așa cum v-am spus, în forma actuală, în forma în care noi îi cunoaștem astăzi. Dumnezeu l-a luat pe Israel, care l-a omorât pe Iisus Hristos, care a zis sângele lui să cadă asupra noastră, l-a luat pe Israel care l-a respins pe Domnul nostru Iisus Hristos și l-a așezat într-o parcare a timpului. Și a zis, Israel, uite cum stau lucrurile. Te-am luat, ăsta a fost drumul tău până aici. Acum te-am luat și te-am pus în parcare. Și ce fac eu aici în parcare? Aștepți. Și tu ce faci acum, Doamne? Eu, Domnul, acum am deschis o paranteză. Și după ce am deschis paranteza asta, am stabilit un timp de mântuire pentru neamuri. Toți cei care îl acceptă pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor în inima lor se constituie ca fiind Biserica lui Iisus Hristos. Dumnezeu, odată cu terminarea săptămânii 69, când Hristos a fost răstignit, și a fost respins de către evrei, a deschis o paranteză. Pe Israel a lăsat într-o parcare a timpului și a venit timpul neamurilor. Menționez că există posibilitatea ca și evreii care cred în Domnul Iisus Hristos să facă parte din Biserica lui Hristos. Deci de la răstignirea Domnului încoace este timpul bisericii. Și Dumnezeu înrolează prin credința în Iisus Hristos, în baza jertfei din Golgota, înrolează oameni de orice rasă, de orice culoare, slăvit să fie numele Lui. Cuvântul Domnului ne spune în Ioan capitolul 1 că El a venit la ai Săi și ai Săi nu L-au primit, dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii al Lui Dumnezeu. El a venit la Iisus și Iisus l-a respins. Și a zis, mă, zice, voi m-ați respins, dar voi rămâneți în parcare. Acum am deschis paranteza, mântuire declară Dumnezeu pentru toți cei care vor să-L primească, să-L accepte prin credință pe Domnul Iisus Hristos. Dar să nu pierdem din vedere un lucru, că Dumnezeu n-a consumat încă săptămâna 70 danielică, s-a consumat numai 69. Mai există cea de-a 70-a săptămână, ultimii 7 ani din istoria umanității, așa cum o cunoaștem noi. Domnul îi spune lui Daniel în capitolul 9 cu versetul 24, 70 de săptămâni au fost hotărâte asupra poporului tău și asupra cetății tale sfinte. N-are treabă profeția cu neamurile, are treabă profeția asta doar cu Israel. Iar Israel, când s-au terminat cele 69, a fost pusă în parcare, Dumnezeu a deschis paranteza, mântuiește neamuri și evrei care cred în Domnul Iisus Hristos și îi constituie în ceea ce înseamnă Biserica lui Iisus Hristos. Dar înainte ca să înceapă săptămâna 70, care se referă la poporul tău, Daniele, la cetatea ta, Daniele, la Ierusalim, Dumnezeu va închide paranteza. Da? Dumnezeu închide această paranteză deschisă acum 2000 de ani și va face acest lucru conform cu ceea ce scrie în Romani în capitolul 11, versetul 25. Fraților, pentru ca să nu vă socotiți singuri înțeleți, nu vreau să nu știți taina aceasta.
O parte din Israel a căzut într-o împietrire care va ținea până va intra numărul deplin al neamurilor. Când Dumnezeu a deschis paranteza, are în vedere să o închidă atunci când intră numărul pe care El a stabilit. Și taina aceasta nu o știe decât singurul Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Și totul, toată această lucrare de la deschiderea parantezei pentru mântuirea neamurilor prin credința în Iisus Hristos, va culmina cu răpirea bisericii la cer. Pentru că Domnul Iisus Hristos a promis că se va întoarce și El va veni și va lua ce acestea Lui și va duce în împărăția Lui Dumnezeu. Mărit să fie Domnul! Dumnezeu știe să lucrează într-un chip minunat. El a rânduit toate lucrurile dinainte, ni le-a lăsat scrise în cuvântul Lui. Ne trebuie doar să luăm aminte la acest cuvânt al lui Dumnezeu. Și apoi versetul 26 din Romani 11 zice: și atunci tot Israelul va fi mântuit. Când? După ce Dumnezeu închide paranteza. După ce Dumnezeu zice: până aici a fost timpul bisericii, biserica și-a terminat lucrarea, iau biserica și o duc în glorie. Închid paranteza și zice: acum consumăm ultimii 7 ani a istoriei, care vor fi ani pentru a pedepsi și a judeca pământul, dar și ani prin care Dumnezeu îl va mântui pe Israel, nu ca și pe noi, că noi ne bucurăm de o mântuire individuală prin mărturisirea credinței în Iisus Hristos. Israel va fi mântuit ca și națiune. Și asta e un alt subiect important și vast în același timp. Israel va fi mântuit ca și națiune. Pentru că la un moment dat tot Israelul va recunoaște pe Hristos ca și Mesia. Dar totul este în știința, în planul lui Dumnezeu, care o va duce la îndeplinire la momentul hotărât de El, binecuvântat să fie Domnul. După ce se închide paranteza asta și biserica e răpită la cer, așa cum am spus, se va derula cea de-a 70-a săptămână danielică, care va ține 7 ani. Nu răpirea bisericii însă va da startul începerii necazului celui mare. Nu. După răpirea bisericii va mai fi un timp intermediar, după care antihristul, care e posibil să trăiască deja printre noi, e posibil să existe deja printre noi. Pentru că taina fără de lege, spune Apostolul Pavel, a și început să lucreze. Este o perioadă în care lucrurile se pregătesc la timona instaurării unei noi ordini mondiale. Stă diavolul și diavolul face lobby pentru antihrist. Antihristul are nevoie de timp ca să se afirme. Va fi un lider mondial care are nevoie să strângă popularitate, care are nevoie de un timp de ascensiune, să ajungă în vârf. Și când va ajunge în vârf, se va duce și va încheia un tratat de pace cu Israel, despre care vorbește profetul Daniel. Și când va încheia tratatul acela de pace, ăla e startul pentru începerea necazului celui mare. După 3 ani și jumătate, la mijlocul săptămânii danielice, antihristul, când ajunge în culmea puterii lui, efectiv, va încălca tratatul acesta. Un tratat care la început a fost denunțat ca fiind mincinos de către cei 2 martori al lui Dumnezeu, posibil Ilie și Enoch, și cei 144.000, 12.000 din fiecare seminție care sunt împrăștiați, în fiecare seminție a lui Israel, care sunt împrăștiați pe toată suprafața pământului și pe care Duhul lui Dumnezeu îi va trezi și ei vor recunoaște pe Hristos ca fiind Mesia, ca fiind trimisul lui Dumnezeu. Dumnezeu îi va pecetlui, va așeza un semn distinctiv pe fruntea lor și aceștia vor fi evangheliștii necazului celui mare, prin care Dumnezeu va proclama Evanghelia împărăției Lui. Așadar, după 3 ani și jumătate, antihristul va intra în templu. În care templu, frate? Știți în care templu? Acum evrei nu mai au templu. Evrei nu mai au templu. Dar în curând, așa merg lucrurile, au toate materialele, au tot ceea ce le trebuie, doar startul politic de el au nevoie.
și Dumnezeu îl va da la momentul potrivit. Unde va fi construit, reconstruit templu? Aici e marea dilemă și marea problemă, că ei nu concep să-l reconstruiască în altă parte decât exact pe locul pe care a fost vechiul templu și acolo acum se află o moschee. Ei, vor fi niște mișcări politice, militare, sociale, de anvergură. Dar ceea ce Dumnezeu a gândit se duce la îndeplinire, mărit să fie numele Lui. Și intră în templu reconstruit Antihristul și se dă, zice în cartea Tesalonicenilor, Apostolul Pavel, se dă drept Dumnezeu, zice, eu sunt Dumnezeu. Se rupe contractul cu Israel, pentru că a fost un contract mincinos. Și urmează următorii 3 ani jumate cei mai grei din istoria omenirii, despre care, cu ajutorul Domnului, poate vom vorbi altă dată. Acum, frații mei și surorile mele, având această panoramă pe care, prin scurte cuvinte, am descris-o înaintea dumneavoastră, vă invit din toată inima să luați decizia de pocăință. Dumnezeu vrea să ne scutească de problemele mari. Dumnezeu vrea să ne scutească de acea viață amară, sub pedeapsa lui Dumnezeu, sub osânda lui Dumnezeu din vremea necazului. Dumnezeu nu vrea ca noi să trecem prin necaz. Dumnezeu vrea ca noi să fim mântuiți și să fim cu Hristos în cer, mărit să fie Domnul. Dar asta se produce doar atunci când noi suntem pocăiți din toată inima. Da? De aceea, în al treilea rând, revenirea lui Hristos cheamă biserica la așteptare. Zice, cetățenia noastră în Filipeni 3:20 este în ceruri, de unde și așteptăm ca Mântuitor pe Domnul Iisus Hristos. Da, îl așteptăm? Dar poate că mai ai examenul la școală și prinzi un post bun și vei avea salar 7.000 de lei. Ce bine ar fi să mai trăiești să te bucuri de salarul ăla, nu? Acum când toate business-urile îți merg bine, n-ar mai putea să aștepte Domnul să zăbovească? Vreau să vă spun că este incomparabil cu ceea ce Domnul are să ne binecuvinteze. Este fără termen de comparație. Vino, Doamne Iisuse Hristoase! Lăsați casele voastre, le lăsăm la frații noștri martori, fără nicio problemă. Important e noi să fim cu Iisus Hristos în împărăția Lui. Mărit să fie Domnul! Ce face El când vine? El va schimba trupul stării noastre zmerite și îl va face asemenea trupului slave sale, prin lucrarea puterii pe care o are de a supune toate lucrurile. Așadar, noi îl așteptăm pe El, El vine și ne transformă. Aleluia Lui! Dar în ce poziție îl așteptăm noi? Tit, capitolul 2, versetul 11, spune că harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat, a fost revelat. Și El ne învață, 1, să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumea, să o rupem cu lumea. 2, să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie. Și 3, să așteptăm. Ce să așteptăm? Fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Iisus Hristos. Deci, în al treilea rând, revenirea lui Hristos cheamă biserica la așteptare. Și în al patrulea și în ultimul rând, biserica va fi răpită la cer, așa cum deja am anticipat cu mențiunea. Înainte de necazul cel mare. Vă bucurați de asta? Da? Sau vreți să treceți prin necaz? O veste rea este faptul că foarte mulți estimează faptul că cei care rămân, atunci când Hristos va veni, vor fi mai mulți decât cei care pleacă. O parte bună dintre membrii bisericii, dintre membrii bisericii în scop firesc, care sunt trecuți pe registru de secretariat, aia rămân că s-o juca cu pocăința și n-o trăi sfințenia lui Dumnezeu. Și-o vrut și cu pocăință, au vrut și o șmecherie, au vrut și pentru bani, zice, nu m-a de dat asta și i-am făcut-o, ce i-am făcut, acum mă duc și mă pocăiesc. Mai cântă, mai predică, să mai rogă. Domnul îi dă șansă. Știți ce e important? Uitați-vă în cartea Apocalipsa, când vorbește Domnul bisericilor. Dom'le, unele dintre ele realmente erau la limită. Biserica din Laodicea zice, vă zice, voi sunteți acum pe buzele mele, în gura mea, dar nu vă pot suporta, zice Domnul, vă vărzi în gura mea. Extraordinar. Doamne, chiar ne vărși? Vă zice, v-aș vărsa că asta ați meritat voi, dar zice, vă iubesc atât de mult. Bun, eu vă iubesc, dar vreau să vă spun că toate lucrurile au limita lor.
Vă iubesc, dar nu pot să trec peste dreptatea mea. Și atunci, Doamne, noi ce trebuie să facem? Trebuie să vă pocăiți. Contează ce ai făcut ieri, alaltă, săptămâna trecută, anul trecut, contează. Dar harul lui Dumnezeu e mare pentru mine și pentru tine, că mi-oferă astăzi șansa pocăinței să mă întorc la El din toată inima. Măriți să fie Domnul! Dumnezeu e bun! Nu ca oamenii. Oamenii nu te iartă. Bă, ai făcut aia în veci, nu te iert. Treaba ta. Când ne rugăm Tatăl nostru care ești în ceruri, ce ne iartă nouă greșelile, precum iertăm și noi. De multe ori rugăciunea Tatăl nostru nu ne aduce binecuvântare, că ne aduce blestem, că așa rostim noi, că așa ne comportăm noi, că nu știm să iertăm, nu știm să relaționăm, nu știm să facem ce-a făcut Dumnezeu. Dar nu suntem dispuși la lucrul ăsta. Dar nu vrem asta. Pe când Dumnezeu, El vrea să mă ierte, El vrea să mă iubească, El vrea să mă aibă aproape, El vrea să mă îmbrățișeze și vrea să fiu cu El în împărăția Lui, fără ca eu să merit asta. Și în baza bunătății Lui, dar și în baza faptului că El mi-a dat har să mă pocăiesc. Și asta nu-i meritul meu, e doar o consecință a îndurării lui Dumnezeu, a bunătății Lui. Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la ce? La pocăință. Mărit să fie numele Domnului. Timpul s-a scurs. Dacă eram într-una din bisericile pe care le slujesc, nu ne prea uitam la ceas, că mai puteam merge 10 minute. Vreau să mai vorbesc ceva despre venirea Domnului, poate altă dată. Sau mai pot 5 minute? Mulțumesc! 5 minute de frizer. Bun. Apocalipsa, capitolul 3, versetul 10. Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, zice Domnul Bisericii din Filadelfia, te voi păzi și eu de ceasul încercării, care are să vină peste lumea întreagă ca să încerce pe locuitorii pământului. Această profeție rostită de Domnul nu a avut relevanță doar pentru biserica de atunci și de acolo. Astăzi, de fapt, nici nu mai există biserica din Filadelfia. Însă cuvintele Domnului stau și rămân în picioare peste veacuri. Iar Domnul s-a adresat profetic prin acest cuvânt, inclusiv bisericii din vremea noastră. Vreau să observăm că după ce Hristosul glorificat se adresează bisericii locale în mod individual, apoi lărgește cuvântul, extinde cuvântul, care conține o încărcătură profetică cu semnificație pentru vremurile sfârșitului. Expresia ceasul încercării este o perioadă bine definită de timp, despre care deja am vorbit, da? Și cei care sunt de orientare viitoristă vorbesc despre faptul că se referă la necazul cel mare, care, așa cum v-am zis, durează 7 ani, care vine nu local, vine peste lumea întreagă, adică la nivel planetar. Întrebarea mare este, va trece biserica prin necazul cel mare? Versetul 10 de aici zice așa, fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, atenție, te voi păzi și eu de ceasul încercării. Te voi păzi și eu de ceasul încercării. Asta înseamnă că biserica nu va trece pe acolo. Da? Pe când Ieremia, capitolul 30, cu versetul 7, zice acolo, în partea a doua, versetul și partea finală, zice, este o vreme de necaz pentru Iacov. Avram, Isaac, Iacov, se referă la Israel. Este o vreme de necaz pentru Israel, dar Israel, Iacov, Israel, va fi izbăvit din ea. Vedeți diferența? Biserica e izbăvită de, pe când Israel e izbăvit din, adică biserica nu trece prin necazul cel mare, pe când Israel trece prin această zi a mâniei lui Dumnezeu. Biserica își fundamentează crezul pe învățătura cuvântului lui Dumnezeu, care spune, spre exemplu, în 1 Tesaloniceni, capitolul 1, versetul 10. Vreau să vă spun că există o bogăție de argumente. Eu nu pot să vi le prezint pe toate, doar câteva dintre ele scurt. 1 Tesaloniceni 1 cu 10 zice, să așteptați din ceruri pe Fiul Său pe care L-a înviat din morți, pe Iisus, care ce face? Ne izbăvește, de ce? De mânia viitoare. De mânia viitoare, de acea zi, de pedeapsă. Dumnezeu ne izbăvește. Cum? Jăpește biserica la cer. Necazul vine peste lumea întreagă, dar biserica adevărată, vă întreb, este sau nu este parte din lume? Noi trăim în lume, dar nu suntem ai lumii. Trebuie să știm lucrul ăsta. Noi suntem al lui Dumnezeu. Slăvit să fie numele Domnului. Biserica nu reprezintă obiectul mâniei lui Dumnezeu.
Citim în cuvântul Domnului în Romani, în capitolul 2, versetul 6, începând că Dumnezeu va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Dumnezeu e foarte drept. Și zice, explică, și anume, va da viață veșnică celor ce prin stăruința în bine caută slava, cinstea și nemurirea. Și ce va da? Va da urgie și mânie celor care păcătuiesc și trăiesc în păcat, da? Dumnezeu știe cum să răsplătească fiecăruia. Păi dacă biserica a trăit în neprihănire, îi dă Dumnezeu urgie conform acestui principiu? Nu! Când se vor vărsa urgiile, ele nu sunt destinate pentru biserică. Ele sunt destinate pentru lume. Și Domnul Iisus Hristos vorbește despre un necaz mare care va veni peste lume. Nu și peste biserică, că Dumnezeu o va izbăvi de necaz pe biserică și o va lua cu sine în împărăția Lui. Mărit să fie Domnul! Ioan în capitolul 15 cu versetul 19 Iisus spunea: dacă ați fi din lume, lumea ar iubi ce este al ei. Dar pentru că nu sunteți din lume și pentru că eu v-am ales din mijlocul lumii, de aceea vă urăște lumea. Apoi în rugăciunea din grădina Ghețimani, Iisus continua să spună: le-am dat cuvântul tău și lumea i-a urât pentru că ei nu sunt din lume, după cum eu nu sunt din lume. Nu te rog, Tată, să iei din lume, ci să-i păzești de cel rău. Ei nu sunt din lume, după cum nici eu nu sunt din lume. Ioan 17, versetele 14, 15, 16. Deci noi trăim în lume, dar nu suntem ai lumii. Dar noi ai cui suntem? Filipeni 3 cu 20 zice: cetățenia noastră este în ceruri. Noi suntem cetățeni ai cerului. Pe când remarcăm, zice, că vine ziua necazului ca să încerce pe locuitorii pământului, care vor fi atunci. Biserica nu va fi atunci, că biserica va fi cu Domnul în împărăția lui mărită. Petru spune în prima lui epistolă, capitolul 2, cu versetul 11: preobiților, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători. Voi nu sunteți de aici. Și avem noi cântarea că noi nu suntem de aici, dar noi de unde suntem? Suntem din altă parte. Suntem de acolo, de la Dumnezeu, că cetățenia noastră este în ceruri. Mărit să fie numele Domnului! Închei cuvântul în această seară, rostind har și îndurare peste dumneavoastră, peste toți. Oricum, fratele Uniga a fost foarte generos cu mine și mi-a dorit multe minute și mi le-a pus la dispoziție. Eu v-am cerut permisiunea să mai dați încă câteva minute să pot să-mi termin mesajul și l-am terminat. Doresc ca îndurarea lui Dumnezeu să fie peste dumneavoastră și nu uitați un lucru. Iisus Hristos a promis că se va reîntoarce, dar întoarcerea Lui este un mister, o taină. Atunci biserica are această responsabilitate să stea în așteptare. Mă, nu știm când Domnul va veni, dar așteptăm și azi, și mâine, și săptămâna viitoare, și anul viitor. Stăm în așteptare. De ce? Pentru că Hristos are să vină, mărit să fie numele Lui. Se ivesc zorile unei noi ordini mondiale, dragii mei. Când Antichristul este cel care va conduce guvernele lumii și lucrurile se mișcă în direcția aia și se mișcă nu de o zi și de două, sunt jocuri care se fac de mult. Există această globalizare tocmai pentru a fi mai ușor să fim stăpâniți. Dacă virusul acesta venea în urmă cu 50 de ani, nici vorbă n-ajungea în România. În țări cu granițe închise și așa mai departe, nu ajungea. Tocmai prin globalizare s-a înlesnit circulația aceasta din toate punctele de vedere, nu doar pozitive, și negative. Iar tot negativ este și pandemia aceasta a celor care gândesc să stabilească o nouă ordine mondială, care știți ce spun printre altele? Că populația globului trebuie să fie de maxim 500 de milioane de locuitori, maxim. Subzic. Hai să fiu generos, eu așa am văzut, 500. Bun, restul ce se întâmplă cu ei? Nu vreau să vă dau ipoteze. Dar vor ei să ne vaccineze pe toți și să ne rezolve, să rămână numai ăia care trebuie. Dar Dumnezeu este deasupra tuturor lucrurilor. El învârte roata istoriei cum vrea El. Dumnezeu hotărăște timpul. Zice Biblia că arătarea lui Antichrist în momentul ăsta e blocată, zice Apostolul Pavel. Da? Și cel care o blochează, sau cea care o blochează, este biserica
în parteneriat, dacă vreți, cu Duhul Sfânt. Și nu se va arăta decât atunci când Dumnezeu va îngădui, va permite lucrul ăsta. Ce înseamnă asta? Că Dumnezeu este în controlul lucrurilor. Slăvit să fie numele Lui! Așadar, fraților, având toate aceste lucruri în fața noastră, ce trebuie să facem noi? Simplu, să ne pocăim. Amin.